Domnul, vin și mie niște arme, că am nevoie, domnul. Da, este pentru permise de port arme, nu arme. Domnul, vinde și mie un permis. Du-te, naibii, dar mă scuzați. Să vă desenez aici o schiță, fiți atenți. Deci, eu eram la intrare în Pennsylvania acolo. Deci erau tractoare pe stradă, porci, oameni care se îmbăneau, vindeau varză, vindeau găini, totul se întâmpla foarte rapid. Era 6 dimineața, ceață afară, oamenii stăteau și fumau, unii își beau ceaiul, alții cafeaua. Și la un moment dat... Domnule, vă rog frumos, descrieți jaful, nu... Domnule, trebuie... Domnule! Să știți că un artist, dacă nu lăsați, dacă îl scoateți din modul ăsta, lui nu mai poate să își exprime arta. Nu, de la țară, nu artist. Domnule, lăsați-mă să mă... Ce? Majoritatea artiștilor au fost născuți la țară. Că de acolo pleacă arta, de la țară. Nu o să plece din canalizare de la oraș. Cei mai mulți oameni de la țară, când se duc pe WC, un cur în spate, acolo în curte, și... Acolo e arta. Acolo se gândesc ei, că au timp. N-au joburi de astea stresante. Nu stau la... Deci hai să vă spun. Și cum era acolo acțiune, toată lumea cu piața, cu viața, cu nebunia, cu astea, s-a auzit odată... One hour later. S-a sunat telefonul sau ce? A început să se tragă, domnule. Aulo, am făcut și eu treaba mare aici pe fotoliu, are ceva? Te-ai căcat pe tine, de frică, este când ai trecut prin emoții din nou. Ce-ai făcut? M-am căcat pe mine! Deci fiți atenți, domnule, deci a început să se tragă, vă mai repet o dată, deci s-a auzit dintr-o dată așa. Nu, domnule, am înțeles. Domnule, vă spun că din toate, de asta v-am spus înainte de agitație, toată lumea era agitație și da, o agitație de asta liniștită, nu știu cum să văd, dar după ce s-a auzit dintr-o dată, deci toată lumea fugea ca și cum deschizi un beci cu cașcaval și e plin de șobolani, imaginează-ți ce se întâmplă acolo, exact așa fugea lumea de colo-colo. Deci nu știau ce să facă, domnule. Nu știau ce să facă și unde... Noi, eu și cu domnul acesta, ne-am ascuns... Eram în tavernă. Era la băutere, cunoaște, că acolo, de acolo scoate noastră din băutere. Și... Cum stăteam noi în tavernă și... Am auzit dintr-o dată... Domnule, ne-am speriat. Pur și simplu ne-am speriat și noi. Dar n-am renunțat. Am zis, măi, ce poate să facă, mă, așa? Trebuie să fie ceva și trebuie să mergem acolo să vedem despre ce este vorba. Ne-am pus amândoi tiptil să mergem așa. Bine, noi de fapt oricum mergeam așa, că eram mulți de beți la dimineața aia și mergeam în patrulabil, că nu puteam să mai mergem în picioare. Și cum mergeam și noi așa... Când, domnule? Ce muncă, domnule? Banii aia de alcool, pe de unde? Mă întreb, nu. Îmi dă pe caiet. Am înțeles. Îmi dă pe caiet până... Se termină caietul și fac altul nou. Da, am înțeles, ok. Și fiți atenți, domnule. Deci mergeam așa tiptil să mergem spre acea bancă. Și cum mergeam așa noi liniștiți, se făcuse o liniște totală, deci nu mai era nimeni în zona aia. Cum mergeam noi încet, dintr-o dată a început să se audă. Mamă, frate, deci atunci eram foarte aproape de bancă și stând așa ciuci... N-am putut, asta nu trebuia să zic, dar s-a întâmplat și mie nu-mi place să fiu sincer. M-am căcat pe mine. Ce-ai făcut? M-am căcat pe mine! Nu mai vine mașina. Măi, de ce dai măi peste mine, măi? Domnul... Alo, ce e aici? Alo, ce e aici? Ce se întâmplă aici? Uită-te în ochii mei și numai în ochii mei. În acest moment ești hipnotizat. Numele meu... Stai pe loc! Stai pe loc! Ăsta micu, stai pe loc! Ce faci, domnule, aici?
Qu'est-ce qui vous gêne? Mais qu'on va ça? Qui roche pour tout les maquinats, tu joues que mes gars pour les portounas. Big Uzi. Mi s-a părut mie cumva să tu nu ați tafez în citar la dumneavoastră. Mugiga ziu hai și nini ui ui ki ci mama e ui 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 ia. Stai pe loc, am spus. Mă ce ia ui. Stai pe loc. Cu ciu ia ia. Colegul mă ține, Marcin, ține mă. Fii atent ce fac. Unde ești, mă, bulanciu mic? Că le zic că pot să zbor. De pe ce planetă faci cu poarte, mă? Unde ești? Băi, eu pot să zbor. I believe I can fly. I believe.